el. Răspuns de ultimă oră primit în scandalul recuperării chiriei lui Iohannis. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a confirmat pentru Antena 3 că șeful fiscului Ionuț Mișa i-a trimis răspuns despre cum încearcă statul să recupereze chiria de 1,2 milioane de lei încasată de soții Iohannis din imobilul pierdut în instanță. Mergem la colega mea, Gina Vacariu, senior editor al secției economic. Gina, un răspuns care vine cu oarecare întârziere, răspuns primit după ultimatumul dat de Ministrul Finanțelor. Te ascultăm. Bună ziua, Cătălina. Credem că Ionuț Mișa i-a dat același răspuns ministrului de finanțe și anume că ANAF a cerut radierea soților Iohannis din cartea funciară încă din 2016 și că ar trebui ANAF să primească o notificare de la Ministerul Finanțelor că ministerul, statul, este proprietar al acestui imobil. Iar asta nu s-a întâmplat până în acest moment. Ceea ce știm foarte clar este că soții Iohannis nu sunt proprietari și că pe fir a intrat o nouă moștenitoare. Și mai știm faptul că soții Iohannis trebuie să pregătească 1,2 milioane de lei, bani pe care i-au luat din chirii în perioada 2001-2015 pe această casă din Sibiu. Și că banii ăștia trebuie să ajungă undeva, fie la stat, fie la moștenitoare. Însă încă nu avem o decizie definitivă. Am cerut ANAF-ului să facă o astfel de solicitare către cartea funciară de înscriere în cartea funciară acelui imobil. Iar pasul următor după aceea, fiind noi deplin proprietari, putem să facem următorul demers. Notificarea acelor persoane, cât e de plată, dacă sunt și dobânzi. Instanța a spus, când a decis că acele documente folosite la cumpărarea imobilului au fost false sau cum a spus instanța, înseamnă că se revine la forma anterioară. Forma anterioară este cea în care s-a dat un decret în anii înainte de 90, prin care casa era a statului. Aia este prima, sau versiunea anterioară.